Pastilla da fisico. Accelerația. Mișcarea unui mobil poate fi uniformă atunci când viteza este constantă. Mișcarea accelerată când viteza mobilului crește, accelerația este pozitivă. Mișcare frânată când viteza mobilului scade, accelerația este negativă. Pentru a caracteriza variația vitezei unui corp avem nevoie de o mărime fizică nouă numită accelerație. De exemplu, viteza acestui automobil crește, având o accelerație constantă, apoi scade până la zero când oprește brusc în fața unui obstacol. Accelerația medie este mărimea fizică egală cu raportul dintre variația vitezei unui mobil delta V și durata în care s-a produs această variație, delta T. Unitatea de măsură în Sistemul Internațional de Unități pentru Accelerație este metru pe secundă la pătrat. Un tren care se deplasează cu viteza de 108 km pe oră începe să frâneze înainte de a ajunge într-o stație și se oprește după un minut. Calculează accelerația trenului. Transformăm viteza inițială de 108 km pe oră în metri pe secundă înmulțind cu 1000 și împărțind cu 3600. Obținem astfel 30 de metri pe secundă. Un minut este egal cu 60 de secunde. Deoarece trenul se oprește, viteza lui finală este 0. Accelerația medie este egală astfel cu minus 0,5 metri pe secundă la pătrat. Accelerația medie este mărimea fizică egală cu raportul dintre variația vitezei unui mobil delta V și durata în care s-a produs această variație, delta T. Unitatea de măsură a accelerației în Sistemul Internațional de Unități este metru pe secundă la pătrat. Atunci când viteza mobilului crește, mișcarea este accelerată, iar când viteza mobilului scade, mișcarea este frânată.